Tudorel Toader scoate ghearele din nou. Ministrul Justiției îl acuză pe Augustin Lazăr de nepotism. La momentul în care Augustin Lazăr era audiat pentru a deveni, mă rog, candidat la procuror general, din comisia aceea de interviu la Ministerul Justiției, făcea parte și o distinsă doamnă procuror, consiliera a Ministrului Justiției. A mers procedura, l-a numit pe Lazăr procuror general, pe cine a luat Lazăr consilier personal. Pe aceeași distinsă doamnă de la Ministerul Justiției, adică un transfer, așa să spunem, de consiliere de la ministrul la procurorul general. Iar acuzațiile nu se opresc aici. Ministrul Justiției susține că procurorul general al României și-a făcut un obicei din a angaja pe criterii subiective. La un moment dat a făcut inspecția judiciară, a făcut verificări la parchetul general. Trei doamne procurori. S-a terminat inspecția, mă rog, raportul a fost majoritar favorabil, s-a terminat. Pe cine a luat Lazăr la parchetul general? Exact pe acele trei doamne. Procurorul general a respins acuzațiile lui Tudorel Toader. Prin hotărârea numărul 716 din 21 noiembrie 2017, secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la lucrările căreia participă cu drept de vot și Ministrul Justiției, cu unanimitate a aprobat raportul Inspecției Judiciare, care a concluzionat că activitatea managerială a conducerii parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost una eficientă. Din echipa de inspectori, ulterior încetării calității de inspector judiciar iar prin ajungerea la termen a mandatelor de numire, două doamne procurori și-au continuat activitatea în cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Una dintre acestea a fost numită printr-o hotărâre a secției pentru procurori într-o funcție de conducere, iar cea de-a doua, la data afirmațiilor Ministrului Justiției, nu mai activa în cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. A transmis parchetul general printr-un comunicat. Chiar dacă atacă în forță, scaunul lui Tudorel Toader se clatină serios după ce l-a confundat pe procurorul general cu un alt procuror. Mai mulți lideri PSD, printre care Florin Iordache și Ecaterina Andronescu, au criticat gafa ministrului Justiției. Este vorba despre faptul că Tudorel Toader i-a reproșat lui Augustin Lazăr un act semnat de fapt de un alt Lazăr. Cristian Lazăr este cel care a iscălit ordonanța de clasare a dosarului lui Klaus Iohannis și nu procurorul general al României.